Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. După 2 ani de pandemie, artiștii și-au reluat concertele, însă iată cât trebuie să scoți din buzunar pentru a-ți cânta pe la eveniment. Prezentatorul de la Te Cunosc de Undeva este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de la noi, iar în cazul în care doriți să-l aveți la evenimentul vostru, atunci trebuie să știți și suma percepută de cântăreți pentru un concert. Pepe ia pentru un concert suma de 4.500 de euro, însă artistul va promite mare show, căci va cânta cele mai cunoscute piese. Latino de ale sale. Va veni alături de biandul lui și va face publicul să stea în picioarele și să cânte fiecare vers din melodiile lansate de el. Cântărețul are deja o mulțime de concerte în această vară, iar Pepe e chemat prin toată țara pentru a încânta pe cei prezenți cu vocea sa. Artistul nu duce lipsă de evenimente și se bucură din plin de această perioadă bună din punct de vedere profesional. Dacă după pandemie tarifele vedetelor au mai scăzut, iar unii cântăreți sunt solicitați foarte rar. Pepe se numără printre artiștii cu cele mai bine plătite spectacole, vara aceasta, având un tarif de 4.500 de euro. E foarte bine cotat. Face show cu muzică latino, cu piesele de dragoste, este invitat și la petreceri în discoteci și în cluburile de noapte. Se pare că de acum va lua avionul la spectacolele din țară, pentru a ajunge cât mai repede acasă, la bebeluș, au spus apropiații cântărețului. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.